O monedă de 2 euro grecească bătută greșit în 2002 este scoasă la vânzare pe un site specializat din România pentru suma de 100.000 de euro. Guvernul Grec a dat comandă la începutul acestui secol, atunci când a apărut moneda unică europeană către mai multe monetării din Europa pentru a produce monede de 10, 20, 50 de eurocenți și de 1 euro și 2 euro. Potrivit persoanei care a scos moneda la vânzare, aceasta înregistrează o serie de erori. Polul lui Carol I moneda de 20 de lei din aur valorează în prezent aproximativ 100.000 de euro. Aceasta a fost pusă în circulație în anul 1868 și a fost bătută în aproximativ 200 de exemplare. Moneda de aur din 1868 este prima emisiune monetară a statului român modern, potrivit Academiei Române. Raritatea monedei, datorată caracterului restrâns al seriei monetare în cauză, a contribuit la constituirea unei aure de legendă în jurul acestei mari rarități, care ar fi fost distribuită doar oficialilor români, dar și trimisă ostentativ sultanului la Constantinopol. Iar despre un anumit număr de exemplare se spune că ar fi fost îngropat la temelia castelului Peleș de la Sinaia în anul 1875, așa după cum semnalează o însemnare a lui Alexandru Țigara Samurcaș din același an.